Bună, dragilor! Astăzi vă prezint o delicioasă salată de pui. Se pregătește foarte rapid. Haideți să vedeți exact ce vă sugerez și în această seară. Să vă arăt o metodă rapidă de tocat oul. Când avem multă treabă și multe ouă, nu stăm să ne jucăm câte unul pe rând, se pune într-un vas și cu cuțitul. Îi dăm în el fără milă. Dăm în el ca sub în tobe. Exact. În felul ăsta treaba este foarte rapidă. Vă dați seama, când am de tocat câte 100 de ouă pentru sute de kilograme de salată, nu prea ai timp să stai câte o ouă în parte să te joci cu el. Ați văzut, într-un minut, cât avem aici? 6 ouă, cred că. 6 sau 7 ouă. Am aici piept de pui pe care l-am fiert inițial și acum se toacă. Să știți că în restaurant primim pieptul de pui fiert gata. Bine. Aici în Irlanda. Aici în Irlanda, da. Este companie care ți-l fierbe, ți-l aduce la pachet fiert, doar să-l bage în salate. Direct sau în sandvișuri. Ternim și cu ceapă. 400 de grame de fasole. Venim cu cașcaval. Ce dăm cu 400 de grame. Sare după gust. Mirodenii după gust. Ce vă place, mai picant, mai puțin picant. Și la dressing folosesc pesto. Pesto roșu. Și acum amestecăm toate ingredientele. Salata cel mai bine se amestecă cu mâinile, dragilor. Cu linguri, cu spatuli, niciodată nu o să fie amestecată atât de bine. Și obținem o salată delicioasă. Voi folosi un cerc pentru a monta salata frumos. Așa, venim un pic de ceapă verde și la final cu verdeață. Preparata mea rucola. Rucola și cu germen de linte. Și în felul ăsta, dragilor, am servit salata noastră de pui.